Vrei să-i explic, Ioana? Da. Deci te urci, te iei de o creangă de aia, te bălângi și după aceea să sari în picioare. Așa, mă bălângi, dar nu pot. Nu, te lași și te bălângi și după aceea să sari în picioare. Nu, te bălângi, te ții, îți dai drumul de pe bară, te bălângi și după aceea bine, hai să fac eu o provocare, pentru că... Nu prea merge provocarea aia. Deci... Bine, hai că-ți dau altă provocare. Te provoc să iei o frunză de aia uscată și să o bagi în gură. Bine. Uitați, frunză. Nu, eu după aceea fac eu o provocare. Acum eu. Ține camera. Hai, Ana, dă-mi o provocare. Îți dau o provocare să iei o frunză tot la fel ca a mea. Să o bagi în gura. După aia spune o provocare. Da, zi tu. Uite frunza? Da, are un gust nașpa. Da, provocarea mea. Te ucei pe gante, da? Sau nu așa? Pot! Nu, ștef să facă. Nu! Zi altă provocare. Bine, provocarea mea este. Deci te ucei așa pe gante. Aia, faci așa. Auzi ce faci, soarta, ce trebuie să faci. Faci așa? Hai tu? Nu. Așa, așa. Nu poate să facă provocarea asta. Dă o provocare ușoară. Ia, bagă în gura asta și gata. Nu, asta e provocare. Să bage asta în gură. Am băgat una, de m-am șterg. Da, nu merge provocările astea. Să mă șterg pe limba cu asta. Da. Te duci așa. Gata, am făcut o provocare. Acum Stefania, Selena îmi dă iară provocare. Selena îmi dă provocare. E provocarea mea. Ține, Selena. Mai am provocare foarte ușoară. Deci fiți atenți, provocarea asta o să fie cea mai extremă, cred eu. Mai ales cu frunza aia. Bă, dar cineva să-i țină asta, geanta. Da, ține geanta. Ține și eu ăsta. Dar e simplu să te rotezi și buf, buf, buf. Bine. Poți să vă lingi pe asta? Nu! Uite, linge pe asta. Hai, se vadă și prietenii, se vadă și prietenii tăi. Deci, hai. A lins-o! A fost o aia mea. Ia o să zic o provocare pentru mine. Deci, pentru... Nu, hai să facem o... Aiana, spune și tu o provocare în Selena. Dragi prieteni, vreau să fac ceva, mai ales mă uit cu drag la acest episod. Vă rog din suflet pentru Ana să scrieți provocări. Eu de asemenea o să scriu o tonă. Dar scrieți și Ana o să-l facă. Vă pup! Sper să dați un like, să vă abonați. Și cum a zis prietena mea Stefania, să dați provocări. Pa!